Peste 14.000 de pensionari băcăuani nu vor mai beneficia de gratuități la transportul în comun după ce municipalitatea a decis să refuze oferta făcută de SC Transport Public de a suporta 50% din costuri. Anul acesta, societatea a suportat aproximativ 70% din tariful lunar aferent unui abonament valabil pe toate traseele. Efortul financiar lunar s-a ridicat la peste 9,6 milioane de lei. Peste 14.000 de pensionari băcăoane au beneficiat în ultimii 5 ani de subvenții generoase la transportul în comun, grație celor peste 540 de miliarde de lei suportați din propriile fonduri de SC Transport Public. Zeci de mii de vârstnici băcăoani au folosit mijloacele de transport în comun gratuit sau cu reduceri substanțiale. Începând cu anul 2005, agentul economic băcăoan a încheiat o serie de convenții anuale cu municipalitatea, pe baza cărora categoriile defavorizate din Bacău au beneficiat de diverse facilități la transportul în comun. Din 2002 și până în 2009, societatea de transport public a consimțit să participe la protecția socială acordată anumitor categorii de persoane, efort care se cifrează la în jur de 70 de miliarde pe an, 10 de miliarde ar veni anual, iar la ultimele negocieri, Consiliul Local a invocat ca argument imposibilitatea participării la protecția socială în proporție de 50% datorită situației economice, ca și cum societatea de transport public nu ar activa pe această piață afectată de criză economică. În 5 ani de subvenționare a pensionarilor și categoriilor defavorizate, Transport Public a scos din propria vistierie peste 540 de miliarde de lei vechi. În aceeași perioadă, primăria Bacău a avut o contribuție de peste 5 ori mai mică, puțin peste 100 de miliarde de lei vechi. Cazul sutelor de miliarde suportate de transport public este unicat în țară, în condițiile în care un agent economic privat face protecție socială, politici care în orice colț de lume sunt apanajul instituțiilor statului. Cei mai afectați sunt însă pensionarii. Pensionarii nu vor mai circula gratuit cu autobuzul. Ce părere aveți? Ce părere să am? Foarte rău. În special cei care au sub barem, iar ceilalți care au peste... Și atunci, care e soluția pentru ei? Soluția pentru ăștia care... Care nu mai au abonamente, care nu-și permit să meargă cu autobuz. Mergem la primărie, discutăm probleme, se vede, dacă nu, nu, unde e legea, nu-i tocmeală. Foarte urât, pentru că în București nici nu te întreabă, nici nu-ți trebuie niciun abonament, niciun leu nu te costă. În București nici nu întreabă pensionarii, oamenii în vârstă nu sunt întrebați de bilete. Deci credeți că în felul acesta nici pensionarii nu vor mai circula cu autobuzul? Păi nu prea vor mai circula și, eu știu, fiecare circulă când are nevoie. Trebuie să circul dacă ai nevoie, dar este o nedreptate. De ce? Bacău și așa este un oraș care este deasupra prețurilor Bucureștiului, care totul e mai scump în Bacău nostru decât în București și ar trebui să fie altfel. Mai bine, da? Și o să mai circule de fel atunci cu autobuzul sau? Cine are nevoie, trebuie să meargă. Nu e bine. Săraci așteaptă și ei, vorba e, un mijloc de transport ieftin, au o pensie așa de mic, chiar și eu sunt în situația asta. N-am soț și este foarte, foarte neplăcut ca să plătești de aici până la policlinică sau undeva. Și ar fi bine totuși să rămână mai departe. O să mai circule oamenii? Care mai pot mai circula, ca pensionari vă referi, care pot, săraci, care mai pot și au bani, care nu săraci, nu merge pe jos. Închipuiți sunt, care știu, care invalizi, care... Nu e bună cine a făcut această, cum se cheamă această măsură, da. E o măsură proastă. Și credeți că o să mai circule cu autobuzul? Dacă nu mai au acestea... Nu mai circulă sau circulă mai rar. Dar am auzit că în București și în Ploiești se circulă pensionarii peste 70 de ani gratuit. Eu am făcut o cerere la primărie. Și ce vi s-a spus? Am primit răspuns că contractul este încheiat cu transportul public local și că se va avea în vedere când se încheie contractul pentru anul viitor. Acum așteptăm să vedem. O promisiune, deci. O promisiune. Nu știu în ce măsură se va realiza, dar mergem și pe jos, că e mai sănătos. Refuzul municipalității de a suporta costurile reducerilor la transportul în comun nu a fost argumentat ca atare de către reprezentanții instituției publice.